Polițiștii locali au acționat în zona Parcul Copiilor, unde au depistat un bărbat reclamat în repetate rânduri pentru săvârșirea în public de acte și fapte obscene, obișnuind să se autosatisfacă în public. De altfel, au mai fost sesizări de acest gen în zonă. Polițiștii locali l-au depistat în apropierea podului Michelangelo. Este vorba despre un bărbat de 37 de ani. De-a lungul timpului au mai existat cazuri în care astfel de persoane au fost depistate în această postură, în aceeași zonă, fiind sancționate cu amenzi de 1000 de lei. De această dată, cel în cauză, nefiind surprins, în fapt a fost îndrumat către domiciliu, fiindu-i se puse în vedere prevederile legale. Potrivit legii, săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene de natură să provoace indignarea cetățenilor, or să lezeze demnitatea și onoarea acestora, se sancționează cu amenzi de la 200 la 1000 de lei.